Thank you.
Aleluia. Fiți scos din casa care ați luat-i pe fel. O perioadă de timp atât de frumoasă. Va trebui să fie scos. Apoi, ca fiecare dintre noi, după slujba care va avea loc, va trebui să fie condus la locul, spunem noi, de odihnă, dar și Biblia la fel spune, ne referim la sufletul scurt. Domnul Iisus din cer, Domnul Iisus care a promis că totdeauna este, a fost și va fi, alături de toți copiii Lui, cred din toată inima că El este prezent aici prin Duhul Sfânt. El să vă mângâie de plin pe dumneavoastră toți și pe noi toți. Amin. Fratele Dorin Lungu va citi câteva cuvinte scumpe, foarte prețioase, un efect deosebit care s-a concretizat prin fratele, pentru fratele Precopie, după care fratele scump Daniel va dea câteva cuvinte de mângâiere pentru dumneavoastră toți. Iar în urmă fratele Vasilică Proteanu va înălța o rugăciune către Dumnezeu. El să vă mângâie pe dumneavoastră și pe noi toți. Amin. Mă împășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durere, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept. Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Amin. În momente ca acestea, și pentru noi ceilalți este greu să rostim cuvânt. Dar ce ar putea să spunem este că și în situația aceasta Dumnezeu este Cel care deține controlul. El nu necăjește cu plăcere, nu mâhnește bucuros pe fiii oamenilor, dar de mii de ani, Dumnezeu care conduce tot Universul și Pământul acesta și despre care Scriptura spune că nici măcar o vrabie nu cade fără știrea Lui, nici măcar un fir de păr din capul nostru, Dumnezeu știe și despre situația aceasta. Așa cum a știut-o din Ioară despre tragedia din familia lui Iov, nici acum nu este străin și îi pasă de voi. E un Dumnezeu care va scoate din această situație dramatică un bine pe care noi nu-l putem vedea acum. Dar Dumnezeu a rămas în continuare un Dumnezeu bun. N-am vrea să ne pierdem cuvântul, deși omenește, este normal să se întâmple lucrul acesta. Să nu-L acuzăm pe Dumnezeu, ci dimpotrivă să ne încredințăm și viața, și veșnicia, și familia în mâna acestui Dumnezeu. Da, știu că sunteți îngrijorați cu privire la viitorul vostru, pentru că a plecat stâlpul casei.
dar există un Dumnezeu care se angajează să fie apărătorul văduvelor, tatălor fanilor. E un Dumnezeu care simte cu voi în aceste momente și va simți pentru totdeauna, ba mai mult, pentru fratele nostru, pentru soțul, pentru tata, pentru fratele nostru de credință. El are asigurat un viitor. El va fi în condiții mult mai bune decât a fost în casa aceasta. Și asta nouă ne aduce mângâiere. Pentru Dumnezeu, plecarea Lui este scumpă. Pentru noi este dureroasă. Dar știm că Dumnezeu l-a dus în condiții net superioare celor pe care le-a avut vreodată sau le-ar fi avut pe pământul acesta. Asta trebuie să vă mângâie și să vă doriți, practic, să trăiți în așa fel, încât într-o zi, prin îndurarea lui Dumnezeu, să puteți să vă reîntâlniți cu soțul, cu tata și noi cu fratele nostru. Dumnezeu să vă și să ne ajute. Amin. Amin. Tată iubit din ceruri, sunt clipe deosebite, de grele, clipe de despărțire pentru familia Mirăuță, dar te rugăm din toată inima, cel ce poți să mângâi, cel ce poți să întărești, te rog, îndură-te de familia Mirăuță, Doamne. Brațul Tău este plin de putere, dorim în această zi, când inimile lor sunt sfâșiate și nu doresc nicio mângâiere, te rog așa de mult, Doamne, binecuvintează-i, Doamne, binecuvântă pe sora anișoara, Doamne, binecuvântă acești copii, Doamne, te rog să dește în inima lor acele momente pe care le așteptăm cu toții, reîntâlnirea pe plaiurile cerului. Doamne, întărește familia, binecuvântarea Ta să fie peste ei, Doamne, mângâierea Ta să-i însoțească, mă rog din toată inima să-i binecuvintezi, Doamne, Tu ai promis că nu vei lipsi din familia aceasta, vei fi ocrotirea lor, vei fi mângâierea lor. Credem aceasta, Doamne, și vrem să-i încredințăm în brațul Tău plin de putere. Dă-le putere să treacă cu bine, Doamne. Dă-le putere să rămână încrezători în Tine. Binecuvintează întreaga familie, Doamne. Binecuvintează pe cei ce nu sunt aici, Doamne. Cei ce sunt departe. Te rog, mângâie și inimile lor. Și dimpreună să fim tari în credință. Căci Tu ce ai promis vei aduce la îndeplinire. Îți mulțumim că ne asculți și încredință în familia aceasta, în brațul Tău. Plin de putere în veci. Amin. Alături de cuvintele frumoase, citite, rostite de fratele Daniel și în urma rugăciunii, Domnul Iisus noi spune din toată inima să vă binecuvânteze. Amin. Și frații care se ocupă cu sicriul, îl scoate sicriul în corte, undeva cu frumoase. Oh, my God.
Toți cei care sunteți legați prin grad de rudenie de această familie, deși este o zi cu soare, pentru dumneavoastră este poate una dintre cele mai înnegurate zile sau înnurate. N-aș vrea să fiu în starea inimii dumneavoastră acum și nimeni dintre noi. Cuvântul moarte totdeauna a tras după sine lacrimi și dureri. Am venit să fim alături de dumneavoastră, scumpă familie, datorită faptului că Domnul a luat acasă pe cel care v-a fost soț, sora mica, cel care v-a fost tătic, scump copii, cel care v-a fost rudă, apropiată sau mai îndepărtată. Sufletul și Duhul au plecat. A rămas trupul pe care îl mai priviți pentru aproximativ 2 ore, după care va fi coborât. Acolo unde va trebui să fim coborâți și noi și toți oamenii. Din toată inima, noi am venit să fim alături de dumneavoastră cu dragoste. Am venit la dumneavoastră, de altfel, aceeași dragoste. Noi arătăm față de toți cei ce trec prin astfel de situații și nu numai. Am venit să fim alături în nădejdea că durerea dumneavoastră mare să fie cumva ameliorată și în prezența noastră. Sigur, Cel care vă poate mângâia cu adevărat este Dumnezeu. Din toată inima noastră spunem, Dumnezeu să vă mângâie, scumpă familie, pe dumneavoastră și pe noi toți. Amin. Vrem să începem slujba de înmormântare. Vă rog să vă ridicați pe picioare. Fratele Vasilica Pruteanu va veni la microfon. Va înălța către Dumnezeu rugăciune, rugându-L pe Domnul să rămână în continuare la noi și tot ce se va face aici să fie pentru mângâierea familiei și pentru mântuirea noastră tuturora care vom asculta și ne vom însuși învățăturile Domnului care ne vor da mântuirea sufletului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, a Ta este și puterea, în vecii vecilor Tu ești Dumnezeu. Te binecuvintiază sufletul nostru în această zi, Doamne, pentru că ai binecuvântat ființele noastre cu viață,
ne-ai binecuvântat cu sănătate, ne-ai binecuvântat cu o zi frumoasă când soarele e așa de minunat pe volta cerului, iar pe noi ne-ai ajutat unul fiecare în parte să fim alături de familia Mirăuță, pentru care dorim să binecuvintezi, Doamne. Familia Mirăuță trece prin acest greu, acest par, atât de amar, atât de greu. Te rugăm frumos, binecuvântă-o, Doamne, binecuvântă această soție, care inima ei este atât de sfârșiată. Binecuvântă acești 8 copii, Doamne, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul mâncâierilor, mâncâi acești copii, Doamne, îndură-te de cei ce sunt departe, peste hotare și n-au putut să vină. Îi rugăm în această zi, binecuvintează-i, binecuvintează nepoți, binecuvintează nurori, binecuvintează familia lărcită, Doamne, toți care sunt aici, vecini, prieteni, lasă-ți binecuvântarea ta peste ei. Și mai mult decât aceasta, dorim în această zi, binecuvintează cuvântul Evangheliei. Lasă pe Duhul Sfânt să călăuzească mesajul la inimile noastre ale tuturora, iar noi dorim să-L adunăm în inimile noastre, să ne pregătim pentru a te întâmpina pe Tine. Binecuvântă slujba, Doamne! Binecuvântă cântarea de laudă! Frații coriși care laudă numele Tău, binecuvântează-i! Binecuvântează cetatea Bolovăț, Doamne! Mai mântuiește oameni! Fă ca mesajul Evangheliei să conștientizeze pe unul fiecare de mântuirea Ta, de jertfa de pe Golgota. Credem că vei lucra, Doamne, încredințăm această familie, încredințăm slujba în brațul Tău plin de putere și onorăm și proslăvim numele Tău, Tată din Cer, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Ascultăm cuvântul Domnului, care ne va folosi nouă celor care suntem în viață. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 până la versetul 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care m-au mădrejde, căci, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cum strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, da, unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă rog să luați loc cei care aveți locul. Mă bucur din toată inima. Sunteți așa de mulți cetățeni care ați venit aici. Este o dovadă că slujiți pe Domnul Iisus. Pentru că numai Domnul Iisus v-a învățat să fiți alături de cei ce trec prin astfel de situații grele. Sigur, Domnul ne-a învățat să îi iubim și pe cei care ne fac rău. Dar ziua de astăzi,
prezența dumneavoastră dovedește că iubiți pe Domnul și iubiți și familia aceasta, alături de ea, toate familiile. Mă bucur de copilașii, colegii, fetiței Naomi. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Acceptați-mă să rostesc numele copilașilor care plâng privind la tatăl lor. Nu m-am gândit niciodată, așa de repede, să plece fratele prin copie pentru noi, pentru cei din zona aceasta, cel puțin zic, ca și cum i-aș reprezenta el. Ori de câte ori am avut nevoie de ceva, dar fratele pe copie niciodată nu m-a spus nu. Un om atât de plăcut, atât de bun la suflet, om de ajutor, un om care și-a iubit familia, copilașii, parcă mă gândesc la Naomi, care a trecut printr-o situație grea, știm că a avut un accident. Cine l-a purtat? Cine a purtat în brațe pe ea? Sigur că mămica va continua să țină în brațele ei, dar nu va uita niciodată brațele tatălui. Domnul Iisus să binecuvinteze pe Naomi, Domnul să binecuvinteze pe Ildita, pe Ovidiu, Viorel, Angelica, Todirel, Costel și Nelucu. Alături de ei, Domnul să binecuvinteze pe sora Anica, care va rămâne singură, deși toți copiii vor face totul pentru ea. Dar dacă lipsește prin copie, tot singură se va ști. Doar Domnul va putea să răspundă la toate problemele ei. Domnul să binecuvinteze ginerele, nurorile, nepoței și nepoțele și, în ultimul rând, încă o dată zic pe noi toți să ne binecuvinteze Domnul. Amin. Stăm înaintea Domnului, la dispoziția Lui. Ascultăm mai întâi două cântări care se aduc pentru slava și mărirea Lui Dumnezeu, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt, care ne-a adus mântuirea. Mai întâi, frații de la Vorovăz vă cânta corul sau în comun, apoi este un grup venit de la Londra, care însoțește pe fratele Costel. Vor cânta și eu cântare. În urmă, mai întâi, din cuvântul Domnului, va vorbi fratele Daniel Grigoriciuc. Domnul Iisus să-L binecuvinteze. Amin.
cer o țară, un sfânt paradis, țară minunată, rai de nenescris, patrie dorită, patrie de sus, țară pregătită în veci de Iisus. Patrie dorită, patrie de sus, țară pregătită în veci de Iisus. Dincolo de zare este țara mea, veșnic soare, veșnic voi cânta. Peste zări albastre, sus la tronul său, dincolo de astre, sus la Dumnezeu. Peste zări albastre, sus la tronul său, dincolo de astre, sus la Dumnezeu. Mai presus de toate, Doamne, Tu domnești, în slăvi minunate, în splendor cerești. Sfânt și-a tot puternic, drept și adevărat, Doamne, Tu ești vrednic să fii lăudat. Sfânt și-a tot puternic, drept și adevărat, Doamne, Tu ești vrednic să fii lăudat. Alături de cuvintele care deja au fost citite din Sfânta Scriptură și care aparțineau Apostolului Pavel, cu această ocazie de întristare din această familie, aș vrea să citesc un cuvânt al Domnului Iisus Hristos, care, printre altele, a spus următoarele. Sunt cuvinte care se potrivesc foarte bine pentru ceea ce se întâmplă astăzi în această curte. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cred că și dumneavoastră, ca și mine, ați fost la multe slujbe de înmormântare. Și e adevărat că la înmormântări se plânge. Dar la unele înmormântări, ca și la aceasta, se plânge mai mult. A fost la mormântări în care oamenii nu plângeau. Erau cumva resemnați. Pentru că persoana care pleca din viața aceasta era suficient de vârstă. Adică era cumva aproape normal să plece. Și era o anticipare logică. Însă atunci când pleacă cineva ca fratele nostru, ca soțul, ca tatăl, deodată, la o vârstă în care ne-am fi așteptat noi încă să mai trăiască, durerea este fără margini. Și să știți că plânsul este absolut legitim. Dumnezeu ne-a făcut așa, în stare să plângem. Și să
Să știți că nu este ceva condamnabil să existe plâns. Pentru că plânsul este practic o reacție naturală a organismului nostru, a ființei noastre. Dar dacă plânsul este natural, totuși cum poți să fie ferice de cei ce plâng? Pentru că noi am spune vai de cei ce plâng. Nu ne-am dorit să fim în pielea celor care înconjoară astăzi acest sicriu. Cum să spui ferice de cei ce plâng? Păi dar ei sunt întristați. Cum să fie fericiți? Doamne Iisuse, nu e o contradicere. Păi noi încercăm să evităm plânsul. Sunt unii care vor să se arate că sunt tari și mai cu seamă noi bărbații încercăm să ascundem lacrimile, ca și cum ar fi ceva rușinos să plângi. Dar trebuie să recunoaștem că oricine am fi, noi venim în lumea aceasta plângând și plecăm însoțiți de cei care plâng. Și de multe ori pe parcursul vieții există momente în care plângem. Nu putem elimina plânsul din viața noastră, cu toate spitalele care sunt, cu toate cabinetele de consiliere, cu tot amuzamentul care există în lumea aceasta. Plânsul nu poate fi evitat. Și iată că Domnul Iisus nu nu are cale. Domnul Iisus însuși, Dumnezeu adevărat, coborât aici, pe pământul acesta, în valea plângerii, în valea umbrei morții, El spune așa, ferice de cei ce plânge. E posibil ca printre lacrimi, atunci când sufletul este sfâșiat, când nimeni nu poate cântări durerea, totuși să existe undeva un licăr de fericire? Vedeți, Scriptura spune că e ferice de cei ce plâng, dar nu este o afirmație de sine stătătoare. Pentru că ea este urmată și de o completare. Nu este doar ferice de cei ce plâng, așa, pur și simplu. Pentru că ar fi un nonsens, ar fi ilogic. Pentru că în lumea aceasta sunt mulți oameni care plâng. Și până când frații montează această umbrelă, aș vrea să spun că eu, săptămâna trecută, am fost la o altă slujbă de mormântare. La un bărbat pe care îl chema tot, aproximativ la fel. Mirăuț îl chema Costel. 57 de ani. N-avea nimic. Adică să înțelegeți că nu doar aici și acum sunt lacrimi, ci pe pământul acesta există multe lacrimi, în multe locuri. Dar cum este posibil să fie ferice de cei ce plâng? Pentru că să știți că nu orice plâns este apreciat de Dumnezeu. Nu toți oamenii care plâng vor fi mângâiați. Care sunt acele genuri sau tipuri de plâns pe care Dumnezeu le apreciază și care vor avea parte de consolare, de mângâiere? Dați-mi voie astăzi, așa introductiv, înainte ca alți frați să deschidă Scriptura și să deschidă inima ca din partea lui Dumnezeu, să rostească adevărul care să fie cu adevărat alinătoare în asemenea momente. Să rostesc și eu câteva cuvinte. Trebuie să conștientizăm cu toții că este greu să vorbim în asemenea circunstanțe. Și este greu să vorbim fără a greși.
Pentru că amintiți-vă dumneavoastră că au venit în proximitatea unui om care trecea prin suferință, niște prieteni, cu intenții bune. Și la un moment dat, Iov le reproșează acestora și spune așa: voi sunteți pentru mine niște mândrieturi supărăcioși. Adică era inconsistent ceea ce spuneau. Și mare lucru este ca să-ți poți deschide gura și să spui niște cuvinte care, într-un asemenea cadru, să aducă cu adevărat mântuire. Lăsați-mă să menționez așadar câteva feluri de plâns pe care Dumnezeu le apreciază. În primul rând, este vorba despre un plâns, aș numi eu, al solidarității. Apostolul Pavel spune așa: plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei care se bucură. Noi de regulă alegem să fim lângă cei care se bucură, pentru că ne simțim mai confortabil lângă cei care se bucură. Și am vrea noi așa să fim mai mult la nunți, la evenimente festive. Sunt unii tineri care încearcă să gonească din mintea lor ideea aceasta a morții, a plânsului, a durerii. Sunt oameni care vor să se distreze, să se abuze. Deși Biblia spune că este mai bine să vii într-o casă de jale decât una de petrecere. Și că mai preferabil este plânsul decât râsul. Pentru că râsul unora este deșar, este ca păritul spinilor sub căldare. N-are niciun sens, n-are nicio noimă. Sunt oameni care iubesc divertismentul și vor să fie mereu puși pe râs. Dragii mei, există un plâns al celor care simt, care empatizează cu cei care sunt în durere. Este de apreciat, cum spunea fratele păstor, că au venit colegi, colege, ale acestor copii care au inima atât de îndurerată. Ați făcut bine că ați venit astăzi aici. Ați fi putut să mergeți în alte locuri. Dar vedeți, sunt situații de genul acesta în care trebuie să simțim unii cu alții. Și dacă lucrul acesta are dimensiune pur umană, eu aș spune că aici o dimensiune de ordin spiritual. Și de ce? Pentru că fratele acesta era membru dintr-o biserică. Și noi suntem un trup spiritual. Și Biblia spune în felul următor: că dacă suferă un mădular, celelalte mădulare ce fac? Suferă și ele împreună cu mădularul respectiv. Sora noastră de credință, Anica, cu toți copilașii aceștia, sunt parte din trupul lui Hristos. Și noi, dacă am venit aici, am venit ca biserică, care, da, ne bucurăm când unii se bucură, dar mai cu seamă plângem cu cei care plâng. Uneori la căsătorii mergem din obligație, dar aici venim pentru că ne dăm seama că este important și rupem din timpul nostru și din alte lucruri și considerăm că a fi lângă ei, cei care au inima cernică, este atât de important. Amintiți-vă dumneavoastră de o situație. Erau două surori tinere care și-au pierdut fratele. Fratele lor, Lazar, Maria și Marta. Și Domnul Iisus Hristos, care era prieten cu acea familie, a întârziat poate intenționat încă două zile și a ajuns în întârziere acolo. Și în cel mai scurt verset din Scripturi este descrisă inima Domnului Iisus Hristos. Acolo este scris astfel că Iisus plângea.
oameni buni care sunteți aici, aș vrea să nu vă opriți lacrimile. Această familie a ieșit din casă, înconjurând acest sicriu care este trupul neînsuflețit al celui care le-a fost creat în pocote de plânsă. Nu vă reprimați lacrimile, oameni buni. Plângeți lângă aceștia. Și de ce putem să plângem lângă ei? Știți de ce? Pentru că și noi, atunci când suntem în necaz, suntem mângâiați de Dumnezeu. Pentru că la rândul nostru să-i putem mângâia pe cei care se află în necaz. Și Apostolul Pavel spune așa. Și dacă suntem în necaz, noi suntem pentru mângâierea voastră. Dumnezeul care este numit în Scripturi, Dumnezeul oricărei mângâieri, ne umple inimile de dragoste și de empatie, ca în asemenea momente să putem să plângem lângă cei care simt astăzi o durere de nedescris. Este un plâns al solidarității. Probabil că niciunul dintre noi nu poate să cântărească și să simtă la fel durerea cum o simt ei, pentru că lor le-a fost cel mai drag, fratele. Dar, măcar în măsura în care putem simți, este normal să simțim. Să nu fim indiferent, să nu avem o inimă rece. Într-o lume atât de insensibilă în care trăim, măcar noi, credincioșii evanghelici, care avem Sfânta Scriptură, ar trebui să avem această măsură de inimă să îmbrățișăm cu drag acești copii, această soție care nu-și mai poate stăpâni lacrimile. Și să învățăm să simțim unii cu alții și să ne purtăm poverile unii altora în asemenea circunstanțe. Un plâns al solidarității. Practic, dacă există momente în care cineva are nevoie mai mare de mângâiere, sunt oamenii care trec prin asemenea circunstanțe. Și un mare lucru este să știm, să simțim cu cei care plâng. Nu vă închideți inima față de ei. Și aș vrea să vă spun un lucru. E bine că am venit astăzi într-un număr așa de frumos. Dar știți când durerea va fi mai mare? Va fi diseară? Va fi mâine dimineață? Va fi în timpul zilei? În zilele și în săptămânile care vor veni? Eu nu știu cum procedați, dar bine ar fi ca măcar cineva din când în când să calce pragul acestei case, să vină să stea de vorbă cu această soră, cu acești copii. Nu vă rezumați la ziua aceasta în mărul tării, pentru că zilele următoare vor fi și mai dureroase, și mai sinistre. Și veniți și plângeți împreună cu ei, să mă mâniați. Iisus plângea. Un plâns al solidarității. Un plâns care poate aduce o anumită doză de mângâiere. Când știi că sunt și alții care simt lângă tine, care nu doar că sunt așa undeva membri într-o biserică. Practic, dacă arătăm că suntem biserica lui Hristos și că suntem mădulare unii altora, în asemenea momente, ar trebui să arătăm cel mai elocvent lucrul acesta. Și zic, din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Și să fim, și să fiți de folos pentru această scumpă familie care este tare greu încercată. Cine știe dacă nu cumva Dumnezeu a îndrăznit această dramă în această familie? Pentru ca să ne încerce dragostea noastră, capacitatea noastră de a ajuta atunci când lacrimile le se mănunchează sub barbă. Cine știe dacă nu cumva, în asemenea circunstanțe, Dumnezeu vrea să vadă capacitatea noastră de a șterge lacrimile de pe obraj ai celor care acum sunt grozav de înghistați. Fie ca să plângem plânsul acesta a solidarității. Și eu aș zice ca să vină în aceste familii
acei care chiar au avut experiențe ale unei despărțiri de cineva drag. Știți de ce? Pentru că altfel sunt primiți cei care au avut și ei la rândul lor o asemenea situație în familie. Eu mă aduc aminte când bolnav, fiind grav, aproape de moarte, după ce mi-am revenit foarte puțin, nu sunt mulți, sute de oameni, mii de oameni, dar la un moment dat cineva mă sună, un vechi și bun prieten, care a trecut prin suferințe amare. I-a murit soția într-un accident de mașină. El și a putut să participe la slujba de mormântare. I-au dedicat la slujba de mormântare a soției lui. Iar el undeva în spitalul din Suceava, la secția de chirurgie, era atârnat cu greutăți acolo și stătea în poziții incomode și urla. Nu de durere fizică, ci de durere sufletească. Când el m-a sunat și a vorbit cu mine câteva cuvinte, am simțit că acele cuvinte sunt ca un balsam tămăduitor. Le-au mers la inimă, deși și tot ceilalți care mă sunaseră în avans au fost oameni de bine și cu bune intenții. Veniți și mângâiați pe copiii aceștia și pe această mamă și în continuare. Ei nu ar fi putut să aibă parte de dragostea de fetici ca acum și cum vor avea parte în zilele următoare dacă n-ar fi plâns. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. De asemenea, lăsați-mă să mai menționez de Scriptură un alt plâns pe care Dumnezeu îl apreciază. Plânsul locuinței, plânsul căinței, plânsul întoarcerii la Dumnezeu, un plâns al smeririi părintea lui Dumnezeu. Vreau să amintesc un verset din Scriptură, tot așa ca un punct de plecare pentru argumenta lucrul acesta. Este scris în Scriptură așa: de ce să se plângă omul că trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Iar în altă parte Iacob spunea: simțiți-vă ticoloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Există un plâns pe care Dumnezeu din cer îl apreciază. Nu că Dumnezeu ar avea o plăcere sadică să ne vadă plângând. Dar ideea este că Dumnezeu vrea să vadă că ne pare rău de păcatele pe care le-am făcut pe pământul acesta. Și atunci când un om se pocăiește cu adevărat, atunci când ne manifestăm asemenea acelui vame și apreciat de Domnul Iisus Hristos, care se bătea cu pumnii în piept și striga: ai milă de mine, păcător sunt. Atunci când vărsăm lacrimi precum Maria de Linioară, care s-a aruncat la picioarele Mântuitorului în casa lui Simon Leprosul și din ochii ei și roiau lacrimi abundente, în așa fel încât îi udau picioarele lui Hristos și cu părul ei lung ștergea acele lacrimi. Și ea nu juca teatrul, ea plângea, își plângea trecutul, pentru că ea a fost eliberată de niște posedări demonice și au fost lucruri rele în viața ei, un trecut murdar de tot. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos la final? Femeie, iertate, îți sunt păcatele. Eu știu că în lumea aceasta sunt mulți oameni care aruncă înapoi a lor pocăința, întoarcerea lui Dumnezeu, renunțarea la păcat. Dar, dragii mei, aș vrea să vă citez din Scripturi ce spunea Domnul Iisus Hristos, ca o contrabalansare și ca o echilibrare a afirmației pe care am citit-o la început.
Da, ferice de voi care plângeți plânsul pocăinței, căci voi veți avea parte de mângâiere. Dar, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Și se referea Domnul Iisus Hristos la cel plâns etern, la cel plâns al remușcării, al durerii, un plâns inutil, pentru că nu va mai fi vreo soluție. Situația va fi una irreversibilă, nu va mai putea fi schimbată. Vedeți, bogatul din locuința morților știa acolo că pocăința este bună, dar era prea târziu. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Când spune ferice de voi care plânge, se referă să plânge acum plânsul pocăinței. Pentru că odată va fi degeaba. Fratele nostru s-a întors la Dumnezeu. A avut o perioadă, un moment în viața lui, când a conștientizat și el, ca mulți de aici, este și el un om păcătos, care are nevoie de iertare și Dumnezeu în îndurarea lui. I-a iertat păcatul. Și Biblia spune pentru cei care sunt credincioși și care adorm în credință, că într-o zi Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Că nu va mai fi nici stânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi vor fi trecute. Moartea nu va mai fi. Pentru cei care plâng acum plânsul pocăinței, Dumnezeu promite că le va șterge lacrimile de eternitate. Cât despre alții, cu durere trebuie să spună. Biblia spune că viitorul lor va fi în întunericul de afară, unde, citez, va fi plânsul și scâșnirea dinților. O durere teribilă, o durere neterminată pentru totdeauna. Aș vrea să te întrebi, oare ce este mai preferabil? Nu cumva este mai înțelept să-ți plângi acum păcatul, să renunți la lucrurile rele și să ai parte de mângâiere pentru totdeauna, să râzi toată eternitatea, iar aici pe pământ să-ți întristezi inima cu privire la păcatul tău și astfel Dumnezeu să-ți mângâie inima încă de aici, pentru că vreau să vă spun un lucru foarte interesant. Că pentru cei care se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le dăruiește Duhul Sfânt, care, prin alte denumiri, este numit și Mângâietor. Și noi ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu, știind că eternitatea noastră este rezolvată încă de aici, de pe pământ, pentru că am ales să ne plângem păcatul. Dragul meu, a fost un moment în care ai plâns păcatul tău? Spunea Apostolul Pavel cu privire la un ucenic al său pe nume Timotei, îmi aduc aminte de lacrimile tale, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Un moment în care acest tânăr s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și deși venea dintr-o familie frumoasă, cu o mamă și cu o bunică credincioasă, el totuși avea seama că avea lucruri cu care să vină înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi. Dragul meu, a fost vreo vreme în care să-ți fi plâns păcatul? Dacă nu, atâta timp cât mai este viață, pentru cel care pleacă deja, nu se mai poate face lucru. Dar până să fi plecat de pe pământul acesta, să plângi plânsul acesta al pocăinței, un plâns sfârșietor înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu să spună, omul acesta avea să acasă s-o poate plânti femeie. Așa cum a spus despre Vameșul de Dumnezeu. Un plâns al pocăinței, care va cunoaște lumele, încă din viața aceasta, dar mai cu seamă în viața viitoare. Îmi pare rău, dar trebuie să spun că cea mai mare parte a populației lumii în viitor, în eternitate, vor plânge. Un plâns amar. Cred că
evită astăzi să plângă plânsul indicat de Dumnezeu, plânsul pocăinței. În al treilea gând, ferice de cei ce plâng că și ei vor fi mângâiați, este vorba despre un plâns al slujirii, un plâns al mijlocirii. Și-aș vrea să vă citez din Scripturi un verset, o afirmație. Nu că nu le-ați cunoaște, dar cred că se potrivesc foarte bine acum. Spunea într-un psalm în felul următor. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântările de sărbătoare. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Mi-au fost spuse cuvinte frumoase despre această familie, despre copiii aceștia. Și îmi dau seama că rezultatele din viața lor spirituală și din viața lor civilă, laică, se datorează într-o foarte mare măsură contribuției pe care au avut-o acești părinți în restul lor. Fratele care a plecat și sora care mai rămas. Sora mică, împreună cu fratele, că de multe ori au plâns în rugăciune pentru copiilor. Că acești copii să-L cunoască pe Dumnezeu. Că acești copii să crească drept. Că acești copii să facă cinste numele lui Dumnezeu, bisericii, Evangheliei. Și aș vrea să spun că astăzi plânsul soreanica este un plâns mângâiat. Pentru că da, chiar dacă stâmpul casei a plecat, copiii aceștia sunt bine cu Domnul, sunt bine pe calea credinței, pe calea mântuirii. De aceea, fiți mângâiați. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dincolo de alte realizări pe care le-am putea avea pe plan terestru, o mare mângâiere e să știi că ai copiii pe calea lui Dumnezeu. Cred că nu există o mai mare mângâiere, o mai mare consolare decât să-i știi pe copii temători lui Dumnezeu. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Sunt poate copii care ajung la școli înalte, care se realizează în plan material, profesional, dar sunt departe de Dumnezeu. Ce frumos! Spunea odinioară Ioan în felul următor. Eu n-am mai mare bucurie decât să știu pe copiii mei ce te umblă în adevăr. E o mare consolare. Fratele nostru n-a trăit degeaba. A ajuns la vârsta aceasta. Dar copiii care rămân în urmă, rămân niște copii, ca niște trandafiri, care răspândesc mirosul în această localitate. S-a investit în ei. Și eu cred că chiar dacă ar mai fi trăit, nu că n-ar mai fi avut copiii aceștia nevoie de tată. Ba da. Dar dacă Dumnezeu așa a hotărât, noi nu putem să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Un ciob dintre cioburile pământului să ne certăm cu făcătorul nostru. Noi suntem lupuri, iar el este olarul. Nimeni nu-i poate spune lui Dumnezeu ce faci. Nu putem să avem nebunia aceasta să certăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este stăpânul a toate. Dar iată că în familia aceasta s-au văzut rezultate ale strădaniei parentale. Și eu mă bucur când aud că sunt copii, familie mare, familie cu mulți copii, care au fost crescuți cu greu, dar care au rămas aproape, aproape de Dumnezeu. Poate sunt aici părinți care se gândesc, o, dacă ar fi și copiii mei, pe cum copiii aceștia. Dar să știți că lucrul acesta a costat lacrimi, a costat sudoare, a costat rugăciune,
mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc și la frații slujitori din această biserică. Apostolul Pavel, când se despărțea de liderii unei biserici, le-a spus așa: aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, am slujit în mijlocul vostru cu lacrimi, vă sfătuiam, vă mângâiam, vă adevăream. Și unei alte biserici le spunea: v-am scris cu ochii scăldați în lacrimi. Apreciez acest slujitor care simt pentru lucrarea lui Dumnezeu, care predică Evanghelia cu lacrimi, acei care se roagă cu lacrimi, care poate chiar mustră sau îndeamnă cu lacrimi. Sunt puțini aceștia, sunt slujitori care fac lucrurile cu superficialitate, cu răceală, dar chiar așa, ca să se afle treabă. Dar iată că dacă astăzi fratele nostru este așezat într-un sicriu și pleacă în credință, lucrul acesta, într-o anumită măsură, se datorează aici unor slujitori care, în decursul vremii, au predicat Evanghelia așa cum trebuie. Pentru că rezultatele se văd și sunt niște rezultate evidente, palpabile, cuantificabile. De aceea, astăzi, da, putem să ne mângâiem cu privire la acest plâns al slujirii, al mijlocirii. Îmi place foarte mult cum, la un moment dat, Apostolul Pavel spunea, într-o împrejurare: am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim pentru că voi stați tari. Am fost mângâiați cu privire la voi. Și noi, ca biserică, să știți că suntem mângâiați cu privire la voi, ca familie, cu privire la fratele care a plecat așa cum se cuvine. Și lăsați-mă să menționez un ultim lucru, un ultim tip de plâns, pe care îl fericește Mântuitorul. Ferice de cei ce plâng, plânsul veșnic, căci ei vor fi mângâiați. Se citea la început și probabil frații vor dezvolta mai mult textul care a fost citit. Să nu ne întristăm ca ceilalți care n-au veșnic. Este normal să plângem. Dar noi nu plângem ca ceilalți. Pentru că știm ce se întâmplă cu fratele care a plecat. Știm pe ce mâini a căzut. El este în brațele iubitoare a celui care are stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Practic, pentru Dumnezeu, toți sunt vii. De aceea, astăzi, înconjurând acest trup nesufățit, noi plângem și ne referim poate mai cu seamă la familia aceasta. Dar plânsul acesta nu este un plâns al deznădejdii, nu, ci o nădejde care nu înșeală. O nădejde care este dată de Duhul Sfânt, care ne-a pecetuit inimile noastre și care este o arvună pentru moștenirea noastră eternă. Avem o nădejde puternică în Dumnezeul nostru care nu minte și care ce făgăduiește împlinește. O nădejde vie în Hristosul nostru care este viu în vecii vecilor și care va duce înapoi cu putere și cu slavă pe cei care au adormit în credință. O nădejde extraordinară. O nădejde care într-o zi se va materializa. Pentru că ceea ce se vede nu se mai poate nădăjdui. Noi nădăjduim ceea ce nu se vede încă. Astăzi, în curtea aceasta, noi plângem un plâns al nădejdii, un plâns al revederii. Noi știm că acesta nu este sfârșitul. Într-o zi, noi vom fi mângâiați în ziua binecuvântată revederi. Într-o zi în care vom fi din nou îmbrățișați, dar nu în condițiile acestea, ci în trupul de slavă, identice cu trupul proslăvit al Mântuitorului. Istoria aceasta nu se va termina în durere,
ci în cea mai sublimă fericire, că familia aceasta și multe alte familii vor fi întregite în prezența Hristosului care este viu, binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, noi plângem pentru că suntem oameni, avem nevoie de această eliberare emoțională, dar într-o zi cred că vom plânge de bucurie, pentru că vom vedea că n-a fost în zadar credința noastră, sfințenia noastră, slujirea noastră. Vă îndemn, copii, să rămâneți în credință, pentru că în ziua aceea, că Hristos se va întoarce cu toți sfinții Săi, să fiți și voi, nu pe un alături de Tatăl vostru, de Mama, și să vă puteți bucura pentru totdeauna. Seara vine plânsul, dar dimineața vine veselie. Va veni o zi în care veselia va fi pentru totdeauna și mângâierile vor fi nesfârșite. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru în veci. Amin. Domnule, frate, de la Anglia, vă mai cânta o cântare, apoi și coro, sau așa cum vă ies, frații, vă mai cânta și o cântare. Domnule, frate, Simeon, vă vă vin în cuvântul Domnului, Domnul Iisus să binecuvânteze. Amin.
Pentru că ne numim cu toții creștini, vă invit să ne unim cu toții inimile noastre și să-L onorăm pe Cel care este Dumnezeu, Creatorul nostru, al tuturor și care ne iubește pe toți la fel. Și lucrul acesta este foarte cunoscut de cei care cunosc Sfânta Scriptură, pentru că Domnul Iisus a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea să-L onorăm pe Domnul Iisus, care este prezent. Noi suntem adunați în numele Lui. El este prezent. Aș vrea ca din toată inima să spunem, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Iubită familie îndurerată, stimați credincioși, stimați ascultători ai mesajului Evangheliei, ne-am adunat cu această ocazie tristă, mai ales pentru familie. Cei care suntem în jurul lor simțim într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar dacă ar fi să vorbească cei care rămân în urmă, mai ales că s-au bucurat de un tată care a fost vorbit de bine și de foarte bine. De-abia am ajuns și ne-au spus frate, lucruri frumoase. Aș vrea ca Dumnezeu să vă mângâie, dragă familie. Aș vrea să vă mângâie pe toți. Eu vă cunosc mai puțin, dar Domnul să fie Cel care să vă mângâie. Și uitați-vă, nu o poate face. Dați-mi voie să vă spun, omul prin cuvintele lui nu o poate face. Apostolul Pavel are soluția și el spune în 2 Corinteni, capitolul 1, uitați-vă ce spune cu versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz. Și după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Este, dacă vreți, sursa mângâierii oferită de
Sfânta Scriptură și, dați-mi voie însăși, Biblia este cea care oferă mângâiere. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani, capitolul 15, versetul 4. Și ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde sau speranță. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, dar în special Dumnezeu să vă mânghie pe toți. Și Duhul Sfânt, care se numește Mângâietorul, El să o facă în modul cum numai El știe să o facă. Numele Domnului să fie binecuvântat. A fost citit, dragii noștri, acest text, care este, după mine, cred că cel mai plin de speranță text din Biblie. Nu cred că găsim un text care să emane atâta nădejde cum o face acest text care a fost deschis și citat din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și textul acesta ne arată apogeul, sau mai bine zis, destinația întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos, care va avea loc la revenirea glorioasă a sa pe norii cerului, slăvit să fie numele Său. Uitați-vă aici, m-am uitat foarte atent în timpul cât s-a predicat și timpul acesta, din ceea ce mai știam și din ceea ce studiasem, am descoperit 4 motive pentru care noi avem speranța întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Și primul motiv de speranță, uitați-vă care este, este un picuț mai complicat, dar este cel mai sigur. Este calea întoarcerii spre Dumnezeu a fiecăruia dintre noi. Dacă vrem să fim prezenți la revenirea glorioasă, există un drum al întoarcerii. Toți am coborât la vale și toți avem acest epitet de risipitor, de fii risipitor, datorită păcatului, pentru că toți am păcătuit. Și Biblia spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar așa cum fiul risipitor a avut un moment în care și-a venit în fire, uitați-vă, chiar aceasta se numește drumul întoarcerii, se mai numește pocăința. Așa cum bine noi îl definim prin cei 4 de R. Recunoaștere, și-a venit în fire. Regret, începe să îi pare rău și spune, îți argați ai tatăl meu, au belșug de mâncare și o mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Mai există un pas numit al reparării greșelilor. Zacheu, să știți, dacă îl cunoaștem, sau Zacheu, după altă traducere. Este un model în direcția aceasta. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a luat pana, hârtia de papirus, foaia de papirus de pe vremea aceea și și-a notat unde a nedreptățit și s-a dus și a început să bată pe la porți. Ce s-a întâmplat, domnul Vameș, era director de vamă? Uite ce s-a întâmplat. Atunci atât trebuia să împlătiți, eu trebuie să vă fac o reparație. Trebuie să vă restitui și o fac de 4 ori. Aceasta o face întâlnirea cu Hristos, numită pocăință. Să te recunoști, să-ți pare rău, să repar și să nu te mai întorci pe drumul care ai mers. Fiul risipitor este un mare adevăr, nu i-a plăcut de tatăl. La un moment dat, uitați-vă astăzi o lume întreagă care întoarce spatele lui Dumnezeu. I-a plăcut doar de ceea ce a oferit tatăl. Tatăl are, să știți, o avere foarte puternică, tatăl nostru al tuturor, pe care nu știu dacă o prețuim fiecare, se numește sănătate, se numește viață, se numesc bunuri materiale care îi redă tot tatăl, dar îmi pare rău, o mare parte a locuitorilor planetei îi întorc spatele tatălui și așteaptă doar ceea ce are tatăl, această moștenire. Dacă vrem să intrăm pe calea speranței, care are ca destinație întâlnirea cu Domnul Iisus, dragii noștri, țineți minte, trebuie să faci un transfer, să te întorci și să ieși din împărăția Întunericului și o face, uitați-vă, Domnul Iisus, nimeni nu te transferă, vreau să știi clar și eu sunt conștient că spun înaintea lui Dumnezeu, nu te transferă niciun om și nu te transferă nicio religie. Te transferă un Mântuitor care este Domnul Iisus Hristos.
El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și despre Domnul Iisus se spune ceea ce s-a întâmplat și în viața bunicilor mei. Eu eram copil și am întrebat, cum i-ați făcut transferul? Zice, eram într-o seară împreună, zice, ne pregăteam să ne culcăm. Și dintr-o dată, el, atenție, nu era în confesiunea noastră, a văzut un înger. Ei s-au rugat și au spus, Doamne, arată-ne ce să facem, Doamne, să ținem mai departe de ceea ce am știut până acum sau să facem o schimbare. Și a venit și le-a spus, zice, deschideți Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Și în momentul când el deschidea și citea, soția numai l-a auzit. El l-a văzut. Acolo scrie, în nimeni altul nu este mântuire sau iertare, că nu s-a dat un alt nume pe pământ care să mântuiască decât numele Mântuitorului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Atunci a fost drumul transferului, au făcut transferul, s-au întors înapoi spre Tatăl. Au venit la Tatăl. Aș vrea să știți foarte clar că acest drum care ne duce în Împărăția lui Dumnezeu, mai avem un motiv pentru care trebuie să îl facem. Pentru că, uitați-vă aici, avem acest tablou trist, trecerea fratelui nostru din viață. Dar să știți că este o realitate. Drumul spre întâlnirea cu Domnul trece prin moarte. Trece prin moarte. Nu ascund să vă spun că am fost foarte atent când i-am întrebat pe oameni dacă ar fi să mor la noapte sau astăzi dacă ar fi să sfârșesc, unde te duci? Cea mai mare parte, în proporție de aproape 100%, foarte puțin, aș spune vreo 2%, care mi-au spus că au speranță. Cea mai mare parte mi-au spus, unii mi-au zis, nici nu m-am gândit la așa ceva. Dar este o întrebare foarte pertinentă, dragii noștri. Întrebați-vă foarte sincer, dacă viața noastră sfârșește, unde vei fi? Unde vom fi? Iată de ce trebuie să facem o schimbare. Iată de ce trebuie să facem acest transfer și Dumnezeu să ne ajute. Am la biserica unde slujesc acolo, am avut o experiență frumoasă să-l ascultăm pe un bătrân de 94 de ani. Auzi ce a spus el, dar a spus înainte. Zice, am visat un vis. Am visat că am ajuns la o apă foarte mare, o apă limpede și frumoasă și trebuia să trec în partea cealaltă, dar nu o puteam singur. Și am văzut o persoană îmbrăcată în altă parte cealaltă și a zis, te rog, a ridicat mâna, trece-mă în partea cealaltă. Și au zis ce îi spune, zice, eu te trec, stai liniștit, așteaptă un an și eu vin și te trec. Fix după un an, imaginați-vă ce experiență foarte interesantă. Acest bărbat în vârsta trecută a Domnului, la vârsta de 95 de ani, oamenii lui Dumnezeu, chiar dacă adorm aici pe calea aceasta, mor cu speranța că, dincolo de moarte, ne întâlnim cu Salvatorul și Mântuitorul nostru, lăudat să fie numele Său. Deci, este un mare har, dragii noștri, să sfârșești frumos, să începi frumos și să sfârșești frumos. Eu cunosc oameni care am citit despre ei, care au fost în timpul și în momentele morții, care au fost schimbați la față și au fost îngroziți cum nu se poate descrie. Unul dintre ei a strigat, arde cărțile pe care le-am scris. Altul a strigat, întoarce timpul înapoi. Alții au strigat, unul dintre ei vă spun în limba germană, că acum este familiarizată zona aceasta. A strigat, Mehrer Licht, e vorba de unul din mare oamenii ai literaturii mondiale, Goethe. Mai multă lumină, zice, mă cofund într-un hău întunecos. Și striga, mai multă lumină, mă prăbușesc în întuneric. Imaginați-vă, dar ce frumos este să sfârșești frumos, să adori frumos în Hristos cu speranță. Am cunoscut în corul bărbătesc al Bucovinii în urmă cu aproape 20 și ceva de ani. A fost primar fratele Nicotești. Spunea despre mama lui care într-o dimineață i-a chemat pe copii și a zis, dragii noștri, câți erau acolo? Zice, vă rog să vă împăcați între voi, vă rog să vă iubiți, să vă ajutați, să nu vă vorbiți de rău. Eu astăzi mi-a zis Domnul că plec acasă. Ei când au auzit, au rămas așa de miraș, au zis, mamă, zice, adună-ți putere să vină și frații de peste ocean. Mai avea câțiva dincolo de ocean. Dragii mei copii, nu mai pot să o fac, zice,
astăzi mi-a zis Domnul Tupăit. A dat înapoi și după amiază a plecat acasă. Era seama speranță creatori în Hristos. Și au zis ce spune textul care a fost citit. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au speranță. E foarte mare binecuvântare să ai speranță că te întâlnești cu cel pe care l-ai iubit și pe care l-ai slujit. Este al doilea lucru care, al doilea motiv, trebuie să reținem și să fim foarte realiști. Cei ce au adormit în Hristos au speranța întâlnirii cu Domnul. Aceștia, să nu uitați, știu că mai devreme sau mai târziu, eu vă spun că este foarte devreme. Așa, dragă familie, să vă spun, după cum se precipită evenimentele reîntoarcerii Domnului Iisus, nu putem să localizăm în timp, dar este foarte aproape. Uitați-vă, numai un pic aruncați o privire peste Matei, capitolul 24. Uitați-vă ce a spus Domnul, vor fi războaie, va fi amănțuire, Hristos mincinoși, profeți falși, vor fi cutremure, va fi foamete, va fi secetă și va fi jum și așa mai departe. Nu retrăiește planeta oare acum? Dar auziți, nu sunt decât începutul durerilor. Cele mai mari semne și cele mai sigure care ne arată este explozia imoralității, tabloului Noe, când oamenii erau foarte agresivi. Asta înseamnă că oamenii de atunci spuneau că trăiau în silnicie. Silnicia este, înseamnă agresivitate, violență. Tabloul lui Noe, pământul era stricat și gândurile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Iată tabloul acesta este astăzi în fața noastră. Nu este întâmplător cu tabloul din vremea lui Lot, Sodoma și Gomora. Este o realitate. Apoi uitați-vă tabloul soției lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aceasta ei împreună au primit dispoziție să nu se uite înapoi, să nu se oprească într-un loc din câmpie, ci să-și salveze viața cu gând la munte. Muntele este simbolul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat. Dar aceasta o singură întoarcere de creștet în spate. Să-ți pare rău de ce ai lăsat. Ea poate a lăsat acolo. Ea avea copii, avea fiice, avea... A lăsat un centru universitar, o fi lăsat acolo zone industriale, cine știe ce a lăsat. Dar mai a lăsat ceva, am analizat. Avea încă acolo rămase niște fiice. Cam am notat că am înțeles-o, dar totuși n-a fost gata să privească înainte și să nu se mai uite în urmă. Ia uitați-vă astăzi câte persoane care se numesc creștine se uită înapoi din ceea ce au lăsat cândva. Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte categoric. Deci dacă credem că Iisus a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și acum vreau să știm ceva despre a doua venire, dragii noștri. A doua venire va fi vizibilă. Și vreau să arăt biblic. Se vorbește de care va fi semn. Unii spun într-un fel sau alții spun în altul. Într-o dimineață m-am uitat peste textul acesta din Numeri, care se numește Norul. Ia uitați-vă ce spune aici la 40. Norul sau Șechina sau Slava lui Dumnezeu. Și în momentul acela citim ceva foarte interesant. Spune așa cuvântul Domnului și ar vrea să recitesc aceste de la Exod, rectific, Exodul capitolul 40. E ceva foarte interesant ce scrie. Am rămas foarte mișcat de ceea ce am descoperit. Uitați-vă ce spune. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Știți care este semnul? Norul. Norul, slava lui Dumnezeu. Pentru că atunci când a plecat Domnul Iisus la cer, au venit doi îngeri și au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care a plecat la cer va veni în același fel.
ce s-a întâmplat, ce l-a acoperit pe Domnul Iisus. Au zis, când se ridică norul, va fi semnul plecării noastre la Domnul, atunci va apare văzduh, slăvit să fie numele Său. Va fi așa de frumos, va fi vizibil, să nu uitați, va fi audibil. Ia uitați-vă ce spun aici. Iată că El vine pe nou și orice ochi El va vedea. Și au zis că va fi audibil. Iată ce citim aici, chiar în textul care a fost scris. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița Lui, Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Auziți, se aude ceva. Ce se aude? Se aude ceva. Un strigăt, un glas de arhanghel. Uitați-vă aici, trâmbița lui Dumnezeu care va răsuna și vor auzi toate continentele. Și sunt convins că atunci va fi marea bucurie pentru cei credincioși, dar și marele șoc pentru ceilalți. Ceilalți vor fugi la munți. Vor fugi la munți, vă spun 100%. Este scris în Apocalipsa, capitolul 6. Un frate din zonă de aici, în timp ce era în Spania, i-a spus unei doamne care era acolo, era atât ghid și casier, și a spus, Doamne, într-o zi, zice, nu o să încapă lumea aici cât o să vin aici. Ia să uitam, nu știam despre ce e vorba. Zice, vă rog un pic să vă explicați un pic mai bine. Fratele a dat Biblia în limba spaniolă și auzit ce citește acea doamnă. Cerul s-a strâns ca o cape de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului și domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia, mielului, căci a venit ziua cea mare a mielului și cine poate sta în picioare? Ce deducem de aici? În picioare. Imaginați-vă, să rămâi în picioare nu este simplu. Domnul Iisus a spus, vedeați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Și au zis, ce mai citim de groază, să spui cuiva să-ți dea o piatră, este deja ceva care depășește normalitatea. Dar ăștia se duc și strigă munților să cadă în capul lor, peste capetele lor, la stânci. Le spune cătesc, să nu imaginați-vă ce șoc va fi. Știți de ce? Apare fața Domnului. Și este scris în Exodul, capitolul 34, versetul 20, nu este om să vadă fața Domnului și să trăiască. Mergem mai departe, uitați-vă, am arătat câteva motive. Am început să arăt motivul că dacă vrem să ajungem la întâlnirea cu Domnul, trebuie să facem acest transfer și să se numească calea noastră, calea întoarcerii spre Domnul, așa cum a făcut-o și Fiul Risipitor. Apoi trebuie să știm că această cale trece prin moarte, chiar dacă este pentru cei adormiți. Trece prin moarte. Al treilea lucru are exact ceea ce am spus, linia de sosire este întâlnirea cu Domnul Iisus pe norii cerului, să facă Domnul să fie în prezenți cu toți acolo, dragii noștri, să nu lipsească niciunul. Va fi așa frumos, imaginați-vă dumneavoastră, în momentul acela când ne vom întâlni cu Domnul, în sfârșit vom spune, am ajuns acasă. În sfârșit acasă. Uitați-vă aici ce trebuie să știm, credincioșii care rămân, cei care nu s-au lepădat de credință, aceștia care rămân în picioare vor fi în gloata cea mare. Din capitolul 9, din capitolul 7 cu versetul 9, despre care citim, uitați-vă, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc, de orice limbă care stătea, cum stăteau aceștia? În picioare, înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini.
și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care și are pe scaunul de domnie și a mielului, să spunem din toată inima, slăvit să fie numele Său. Și au zis, întreabă toți și îngerii și toți, cine sunt aceștia? Și răspunde un bătrân din cei prezenți acolo, din cei 24. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, aceștia vin din necazul cel mare și au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dragii noștri, să facă Domnul ca aici, în locul acesta, să avem gândul cel mai bun care îl putem lua și decizia cea mai bună. Să venim la Domnul Iisus, dragii noștri. Să venim la Domnul Iisus și să-i spunem, fără niciun ascunziș, ăsta sunt, Doamne, am nevoie de astăzi să mă iei de mână, transferă-mă din împărăția Întunericului, în situația în care ești acolo, fiecare știe unde este. Ia-mă de mână și trece-mă pe puntea păcatului meu, puntea care trece peste prăpastia păcatului meu. Vreau să intru în împărăția dragostei Fiului Tău, așa cum scrie în Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Și Domnul o va face fă pașii aceștia. Vino la Domnul Iisus. Începe o viață de schimbare numită pocăința. Cere Domnului o putere care numai El ți-o dă, rețineți. Oamenii toți încearcă. Eu am auzit atâtea cazuri. Vreau să o fac, n-am putere. Îți dă putere Dumnezeu. Și aici sunt atâția care au fost în mocir la păcatul, dar Domnul i-a eliberat, slăvit să fie numele Său. Nu te chem la niciun cult, te chem la Hristos, singurul care este Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Său. Iată de ce vreau să dar continuă să spun, dacă te întorci cu fața spre Domnul, nu vei avea anturajele care le-ai avut pe drumul plecării de la casa Tatălui Ceresc, ci te vei întoarce cu cei care merg pe drumul întoarce, pentru că anturajul te va trage în jos, obligatoriu. Apoi, ultimul lucru pe care vreau să-l spun, avem, dacă vreți, cel mai frumos motiv și este cel mai binecuvântat să-L slujim pe Dumnezeu în viața aceasta, pentru că, la final, speranța noastră va fi viața veșnică în paradis. Eu m-am uitat în Sfânta Scriptură și aș vrea să reținem un aspect. Uitați-vă aici ce spune cuvântul Domnului. Ne-a pregătit, dragii noștri, Dumnezeu un rai atât de frumos, atât de magnific. La prima vedere, noi ne gândim, oare ce caută acolo, uitați-vă, găsim scris o cetate. Cetățile sunt, dacă vreți, simbol, niște orașe medievale. Știți ce vrea să spun? Erau orașe medievale, dar erau foarte frumoase. Apoi, uitați-vă, piața cetății, pacea și liniștea va fi o pace fără de sfârșit, va da din scaunul Său de domnie. Uitați-vă, găsim acolo ziduri. Ne întrebăm ce caută ziduri, că nu mai este satana. Zidurile sunt simbolul siguranței. Când erau zidurile în jurul cetății, erau siguri că era siguranță înăuntru. Zidurile cetății. Uitați-vă, apoi ne uităm mai departe și găsim ceva foarte frumos. Râul vieții. Într-o zi vom fi acolo la râul vieții, dragi noștri. Și vreau să nu lipsească niciunul. Ne vom întâlni cu toți coriștii din toate diavolurile și cu toți credincioșii din toată istoria creștinismului care l-au slujit pe Domnul. Să facă Domnul să avem de azi o dorință deosebită să ajungem acolo și Domnul să ne ajute. Uitați-vă, pomul vieții care reprezintă, deci, eternitatea, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu, domnia, lumina, slujirea. Și acum vreau să știți, este o fericire foarte frumoasă care este scrisă chiar în versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Acum apropii de finalul mesajului și aș vrea să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului. Toți care sunt aici să primească binecuvântarea pe care o dă numai Dumnezeu. Să facă Domnul ca cea mai puternică binecuvântare să fie prezentă începând de astăzi. Și această binecuvântare să fie decizia de a-L urma pe Domnul și de a ajunge în gloria cerească. Va fi așa de frumos, dragă familie, care sunt convins că beți un pahar amar, să te despați de Tatăl noi ușor. Aș vrea să știți că cei care au băut paharul acesta știu ce înseamnă. Tata este siguranța familiei.
vă uitați la mănunțele acelea, sunt convins, au mâncit pentru voi. Vă amintiți de ani din urmă când venea mama și cu tata, cu paiete de școală și au fost alături de voi, v-au iubit, dragi părinți, s-au rugat părinți aceștia pentru dumneavoastră. Slujiți-L pe Dumnezeu și dacă îl veți sluji pe Dumnezeu și dacă vom sluji pe Dumnezeu. Și mai recomand ceva, să ne iubim părinții, sunt convinși că aceștia au făcut-o. Am auzit cuvinte frumoase. Care aveți părinți? Iubiți-i, sunt așa de frumoase florile de morminte, dar sunt mai frumoase când le ofer în viață. Uitați-vă, oameni, ce frumos vorbesc după ce trec cu oamenii din viață. De ce n-ai face-o când trăiește? Spune-i slujitorului, cam așa cu cuvinte frumoase. Spune-i predicatorului, spune-i vecinului, spune-i colegului, cuvinte frumoase, nu le mai aude după aceea. Fă-o aici, spune în casă soției, spune soțului, spune copiilor și Domnul să vă binecuvinteze pe toți și Domnul să-și reverse îndurarea peste noi cei prezenți, peste localitatea aceasta, peste țara noastră, numele Tatălui, numele Domnului Iisus de binecuvântare să fie peste noi toți. Amin. Pentru familia într-o etapă, apoi după o cântare pe care o cântăm cu toții și fratele Vasile Elisoi, deși el bea din paharul durerii acestei familii, dar e bine, un mesaj, având în vedere că amica este nepoata dânsului. Domnul Iisus să binecuvinteze, apoi ne vom apropia de încheierea temei părți a slujbei de învățământ. Am vrea ca în primul rând să ne cuvântăm pe Dumnezeu nostru. Scumpă familie îndurerată, iubită biserică, doresc ca Dumnezeu să lase înviere peste fiecare dintre voi. Aș vrea să vă aduc sfințele condoleanțe din partea Bisericii Betleem din Postmont, de fratele Costel Slujește, slujim împreună, din partea Bisericii Betleem din Londra, din partea fratelui pastor Cornelistor, din partea fraților prezbiteri. Ne rugăm pentru voi, suntem alături de voi, dar singurul care poate să mângâie sufletele voastre este Dumnezeu. Am fost de multe ori în casa aceasta, în familia aceasta, și de fiecare dată am venit cu bucurie în locul acesta, pentru că găseam o familie unită, o familie fericită, găseam o familie primitoare de oaspeți, găseam un om plin de viață și care avea atât de multe de vorbit cu el. De data aceasta am venit cu durere în inimă. Nu pot spune altceva decât, scumpă familie, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă și credeți cu tărie că Dumnezeu nu greșește niciodată. Chiar dacă în vremea aceasta, în zilele acestea, Dumnezeu a adus în casa voastră durere și jale. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu face rană și tot El o leagă. Cred din toată inima că pe lângă durerea care a îngăduit-o în casa voastră, El a adus și învierea. Cred că El a adus și nădejdea revederii cu tatăl vostru, cu soțul, surorii Anica. Cred că El a adus și încrederea în Dumnezeu și cred tot mai mult că El a adus și va da putere să vă sfințiți, să vă pocăiți, ca să puteți ajunge împreună în Împărăția Dumnezeu. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte, să amintesc doar despre un verset din Psalmul 34. Psalmul 34, versetul 1, unde David spunea, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să nu uitați lucrul acesta. În ultima vreme, tot mai des Duhul Sfânt vorbea și spunea că va lua acasă pe cei care, pentru vremurile care vor veni, nu vor putea să reziste. Să credeți din toată inima că aceasta a fost voia Domnului. Să ne punem împreună încrederea în El. Acum fratele Picopi a plecat și a plecat la Domnul. Dar întrebarea mea este pentru fiecare din locul acesta care încă mai avem viață. Suntem noi pregătiți? Haideți să ne pocăim, frate și surori. Dragi prieteni, haideți să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim aceia care să fim pregătiți
pentru întâlnirea cu El. Nimeni nu are siguranță că va prinde ziua de mâine. De aceea să fim pregătiți în fiecare clipă și Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Aș vrea ca Dumnezeu să mângâie întreaga familie, să mângâie întreaga biserică, să mângâie vecinii, prietenii și Dumnezeu să fie acela care să vă ajute și să vă întărească prin aceste momente prin care treceți. Amin.
la mormântarea nepotului meu, știind că aici este o familie întristată și alături de cei de aici, întreaga familie noastră, suportăm această întristare. Am dus cu gândul la ceea ce spune Biblia. Biblia spune că omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este biruință. Păi copiii, nepotul meu, s-au luptat să supraviețuiască, dar nu au putut să treacă peste hotărârea lui Dumnezeu. Nu au putut să treacă peste ceea ce a hotărât Dumnezeu și acum acceptăm, primim hotărârea lui Dumnezeu, că așa a vrut El, așa a fost cu voia Lui. Aminteau frații aici, nu comentăm, nu spunem nimic la adresa Stăpânului, a Tatăl nostru din ceruri, pentru că El știe ce face. El știe ce lucrează și totdeauna ce face Dumnezeu, poate noi, pentru un moment, ca oameni omenești, nu înțelegem, dar dorim ca mângâierea lui Dumnezeu să rămână. Așa cum spune Scriptura în cartea Apocalipsa, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenele lor, căci fapte lor îi urmează. Se vor odihni și pe copii nepotul meu, până va suna prânghița pe care ați auzit-o dumneavoastră, s-a citit din Scriptură, căci însuși Domnul, cum strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița Dumnezeu, se va coborî din cer. Și cuvântul Scripturii spunea, dacă credem, și este valabil pentru noi toți care trăim, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Mângâierea lui Dumnezeu să rămână peste toți cei întristați. Mulțumesc fraților care au slujit, au răspuns invitații și au venit să fie și alături de familia noastră. Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumim tuturor care ați avut bună voință și la serii de privire în ziua de astăzi. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor. Binecuvântarea Domnului să rămână peste toți. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze peste frații Baserică Soare. Scumpilor, ne vom apropia de sfârșitul primentății a slujbei de mărmântare. Vreau să vă reamintesc ceea ce vi s-a mai spus. Adevărat este cuvântul Domnului pe care fratele Vasile Nisoi prin versetul acela ni l-a dat, și anume, omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbărire. Și ce vreau să spun prin aceasta? Vreau să spun că, precum noi, oamenii, la fel și pe copii, o fi având plan de viitor, pentru că mai avea două fete, una, să zicem, e fetiță încă, clasă 7-a, și apoi Iudita, sigur că mai are pe Viorel, care se depunea la rădeală cu viitor. Deci mă gândesc și-a făcut planul pe viitor, s-o fi sfătuit cu soția, vom mai munci, vom mai face ce putem ca să bucurăm și pentru acestea. Iată, dar moartea a pus capăt și acestui plan. Nu uitați, moartea pune capăt tuturor planurilor noastre. Dar țineți minte cuvântul care a fost rostit în această zi. Pe de o parte, ne-a învățat să ne păcăm cu Dumnezeul nostru, pentru că ziua de mâine nu este a noastră.
moartea, solul ei poate veni în orice moment. Căutați mai întâi, să căutăm mai întâi, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și dacă momentul acesta va veni, să ne găsească pregătiți și apoi să putem pleca acolo. Precum însuși Domnul Iisus a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Pentru acest loc să ne facem un obiectiv al vieții noastre, întrăirea noastră, ca să ajungem acolo. Pe de altă parte, nu uitați, sora Mica, copilașii aceștia, vor rămâne mereu plângând. Să nu uitați, pe cum am auzit, să călcăm mai des în casa aceasta. Vă rog din toată inima, nu uitați, alături de ea, mai avem și alte văduve, la care am promis că nu îi vom uita, dar am uitat pe multe. Vă rog să faceți lucrurile acestea, să le vizitați și să nu uitați și de sora Anica și familia ei. Un verset citesc pentru toți, având în vedere scopul nostru pe pământ este trăirea în așa fel încât să ne împăcăm cu El, cu Dumnezeul nostru, ca să fim pentru totdeauna cu El. Citesc un verset, Eclesiastul, capitolul 12. Să ascultăm, da, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Atașat de acest verset al doilea, căci Dumnezeu va aduce orice parte la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce se ascunde, fie bine, fie rău. Dar mai vrem să trăim în așa fel încât, ca să nu ajungem la judecată, acolo să ajungem doar pentru primirea răsplătirilor. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cu mântuirea Lui. Amin. Încă o dată vă mulțumesc și eu din toată inima, alături de frații care m-au dus mulțumiri. Acum vă rog să vă ridicați pe picioare. Prin fratele Dorin Lungu, mulțumim Domnului pentru faptul că El și-a dovedit prezența aici. Îi mulțumim pentru cuvintele scumpe pe care mi le-a transmis în această zi și va așeza atât familia îndoriată cât și pe noi toți în brațul Domnului în mai departe. Amin. Doamne, vrem să-ți mulțumim în această zi, Doamne. Vrem să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că ne-a ajutat pe fiecare dintre noi să fim aici, Doamne, să vărsăm o lacrimă împreună cu familia Mirosul, Doamne. Tu care ne-ai dat la noi, la fiecare dintre noi, viața astăzi, Doamne, ne-ai dat mișcare, Doamne. Ne-am oprit, Doamne, de la locul de muncă, Doamne. Am lăsat toate lucrurile, Doamne, să fim alături de cei ce plâng, Doamne, pentru că cuvântul Tău ne-a învățat în această după-amiază să facem lucrul acesta. Îți mulțumim că Tu ne-ai ajutat să fim aici, Doamne. Dar vreau, Doamne, ca Tu să binecuvintezi familia aceasta, Doamne. E greu de rostit cuvinte, Doamne. Ne-au răscolit sentimentele, așa cum vorbea fratele de la Suceava, Doamne. Și-am vărsat lacrimi aici, Doamne. Dar Tu care poți să mânghii, știm că ești aici și binecuvintezi, Doamne. Și-am vrea ca într-adevăr Tu să binecuvintezi familia Mirăuță, Doamne. Am vrea să binecuvintezi pe cei care au cântat-o, Doamne. Îndurarea Ta să rămână, Doamne. Am vrea ca Tu să binecuvintezi pe cei de la Londra, Doamne. Pentru că ei au venit special, Doamne. Noi ne deplasăm cu greu un kilometru sau doi, Doamne. Dar ei au venit de la mii de kilometri să fie aici, alături de această familie. Doamne, binecuvintează-i Tu, Doamne. Aici sunt vecini, Doamne, rudenii, prieteni, Doamne. Pe care Tu astăzi i-ai ajutat să vină aici, Doamne. Să stea aici câteva momente, Doamne, și-o poate a fost și la primit. Doamne, răsplătește-i Tu, Doamne. Noi nu putem să răsplătim, Doamne. Noi nu putem de multe ori să ajutăm copiii noștri, Doamne. Suntem limitați, Doamne. Dar Tu care poți să binecuvintezi, am vrea și în această zi, Doamne, să binecuvintezi pe toți cei care au ascultat Evanghelia, Doamne.
cu viață veșnică, Doamne. Dăruiește viață în aceste momente. Scrie nume în cartea Ta, Doamne. Slăviți să fie numele Tău, Doamne. Binecuvântează pe cei care au rostit Evanghelia, cuvântul Tău. Răsplătește-ne la fiecare cu viață veșnică, Doamne. Pentru întreaga asistență, Doamne, noi vrem să-ți mulțumim, Doamne, că am fost împreună aici, la un loc de jale, Doamne. Dar îmi vreau, Doamne, ca Tu să binecuvintezi pe totul, Doamne. Ești singurul care poți binecuvânta. Ai fost cu noi până aici. Și Te rugăm frumos să fii cu noi în continuare, Doamne. Să fii cu noi în drum spre cimitir, Doamne. Să ne păzești Tu, Doamne. Și să binecuvinteze în continuare, Doamne, lucrarea Ta, ca să o aduci la bun sfârșit, Doamne. Și îți mulțumim pentru toate aceste binecuvântări și credem că vei rămâne cu noi, Doamne. Îți mulțumim și Te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Frații care se ocupă cu sicriul, nu trebuie să ia sicriul, să-l așeze în mașină. Apoi și noi ne vom așeza în mașini și ne vom coluna, vom merge spre cimitir. Domnul Iisus să vă binecuvinteze tuturor celor care ați fost aici. Încă o dată doresc din toată inima să vă răspătească cu viața veșnică. Oh, my God.
Așa, Doamne, așa Tu ai găsit cu cale, de ce Te rugăm frumos,
Binecuvintează în continuare, Doamne, familia aceasta. Binecuvintează pe Ana. Binecuvintează pe ceilalți. Binecuvintează între publicul care suntem aici adunat, Doamne, și mângâierea Ta să fie, Doamne, în continuare și aici, Dumnezeul nostru, prin cuvântul Evangheliei Tale și prin cei care vor rosti numele Tău, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, cuvântul Tău să fie acela care să lucreze la inimile noastre și apoi noi, cu hotărâri noi, să Te slujim pe Tine, Doamne, ca să putem ajunge să ne întâlnim cu cei dragi ai noștri, Doamne, binecuvintează în continuare cântarea de laudă, Doamne, binecuvintează orice suflet din locul acesta, care a avut, Doamne, dorința să fie alături până la capăt, Doamne, de această familie, arde în brațul Tău și numele Tău, Doamne, dorim să fie înălțat în continuare al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Plin de dorința să ne îmbrăcăm peste El, cu locașul nostru ceresc, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de El. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, privegem departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. Amin. Să mai cântăm o cântare pentru mângâierea familiei și pe scurt câteva cuvinte, pentru că toți am fost apropiați din partea fraților scumpi. Mai întâi, fratele Costică, să fie și pe noi toți. Amin. Amin. Și sigur că în final și fratele Vasile Hrâșă, văd acum, care și el este rudă cu fratele Pricopie. Domnul Iisuse, binecuvânteze pe frați și pe noi toți. Amin. Vine trâmpița Domnului, va anunța judecata. Și când ziua aceea mare va sosi, și când credincioșii toți în jurul lui s-or aduna, când în slavă lui și eu acolo-i fi. Sfinții Domnului din morți vor învia și în nemurire vor fi îmbrăcați. Când ei se vor desfăta cu toții în lumina sa, slavă lui că eu voi fi cu cei curați. Când se vor citi Domnului mireasă sus în cer va triumfa și în cortul lui cel sfânt va locui. Când tu intre cei sfinți și eu voi fi. Când se vor citi numele. Când se vor citi numele. Când se vor citi numele, slavă Domnului că eu acolo-i fi. Mare și sfânt, Tatăl nostru din ceruri, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Întristată familie,
Dumnezeu să vă binecuvinteze. E adevărat, stăteam de vorbă cu Costel, care unul dintre copii și îmi povestea și spunea: tata, n-a fost un evanghelist, n-a fost un predicator, dar a știut să ne învețe pe noi. Și învățăturile pe care le spunea el, cu adevărat, învățături sănătoase, adică de a trăi frumos în familie, de a fi ascultător de Dumnezeu, de a nu se certa ei, frații, între ei, lucruri bune pe care părinții, noi cu toții, le dăm copiilor noștri. Fratele Pricopie parcă a avut în vedere să aibă grijă ca lucrurile acestea să se manifeste în viața lor de familie. Dumnezeu să vă mângâie, iubită familie, Dumnezeu să mângâie pe sora Anica, care, așa cum se spune aici, nu ar vrea nimeni să guste paharul acesta ca ea, dar dacă Dumnezeu a hotărât în felul acesta, Dumnezeu să aibă milă. Eu cred că familia aceasta va avea grijă de mama lor. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei trei fii care sunt departe în Australia și care n-au putut să vină astăzi la mormântare, n-au putut să vină la priveghi. Au avut dorința să vină, dar nu s-au putut. Uitați-vă dumneavoastră ce vremuri trăim, vremurile acestea. Dumnezeu să vă mângâie, iubită familie, și Dumnezeu să binecuvinteze și acești trei copii din străinătate care n-au putut să vină. Apoi Dumnezeu să mângâie fiecare inimă care în ziua de astăzi am ascultat Evanghelia. Și spunea Apostolul Pavel, trupez, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, ocători. Fiecare dintre noi tânjim după aceea casă. Poate mulți au adormit cu gândul la aceea casă. Avem aici, în cimitirul acesta, familii, parte din familii, copii. Poate aici sunt părinți, poate aici sunt frați de corp și așa mai departe. Și înnătejdea că într-o zi vom moșteni împărăția cerurilor. Și spunea Apostolul Pavel, înainte de a vorbi cuvintele acestea, spunea versetul 16 din 4, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, mărire lui Dumnezeu. Iubiții mei ascultători, e adevărat că vremurile care le trăim, parcă nu-ți mai vine a spune încrederea într-un viitor, nici a copiilor noștri, nici a tuturor acelora care ascultați în ziua de astăzi, parcă am pierdut orice curaj. Când am auzit și de fratele Pricopie, la 62 de ani, numai un an mai peste vârsta lui avem și noi, și uitați-vă dumneavoastră, parcă ni s-a tăiat orice elan, oricând putem pleca de pe pământul acesta. Dar ce important este că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și credem că într-o zi va fi o revedere a tuturor acelora care ne-a atât de dor să-i revedem. Ne este dor de patriarhii lui Israel, ne este dor de Moise, ne este dor de Ilie, ne este dor de sfinții proroci și ne este dor de toți aceia care ne așteaptă să plecați dinainte, dar ne așteaptă pe noi, pe fiecare în parte. Iubiții mei ascultători, hai să ne punem viața în rânduială, să trăim o viață de pocăință, o viață trăită așa cum spunea Apostolul Pavel, care avea o pricină de încredere în Dumnezeul nostru, că așa cum se vorbea serile trecute de priveghi, mi-am sfârșit călătoria, mă așteaptă cununa. Și spunea Pavel, în dorința că nu numai pentru el, ci pentru toți acei ce vor fi iubit venirea Domnului, Domnul să ne ajute să așteptăm revenirea Lui
și a lui cunună veșnică în împărăția slavei Domnului. Domnul să mângâie această familie, să mângâie toată familia lărgită și toți din Constătenii și așa cum se spune așa acasă și adunarea din Volovăț, Dumnezeu să o mângâie în direcția aceasta și a Domnului să fie toată slava în veci. Amin. Mă alătur și eu fraților și chiar dacă este o zi de durere, dorim să-L binecuvântăm pe cei dumneavoastră, noi ca biserică, noi ca vecini, noi ca cei care de multe ori am petrecut poate câteva momente, clipe, cei care de multe ori am stat de vorbă cu acel care a fost fratele nostru, acel care a fost tatăl vostru, acel care a fost soțul dumneavoastră și iată în această zi suntem aici și după câteva clipe, câteva momente, nu-l voi mai vedea nici așa cum este în acest sicriu. Ce vreau să vă spun este că în ziua de astăzi va fi acolo scris în calendarul familiei dumneavoastră, în calendarul vieții, în calendarul nostru ca biserică, odată însemnată, odată când cel care l-a iubit, cel care v-a fost alături, a plecat la Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze întreaga familie. Dumnezeu să binecuvânteze sora Nica, Dumnezeu să binecuvânteze copiii care sunt în jurul celor care a fost tată, El să vă mângâie și El să vă bucure de acum înainte. Va fi un gol în familia voastră, va fi un gol la masa voastră, va fi un gol în casa voastră, de aceea doresc ca Dumnezeu să vă întărească pentru vremurile care veți mai fi pe acest pământ sau vom mai fi împreună până la venirea Domnului sau până ce vom pleca și noi de aici. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în unitate, Dumnezeu să ne ajute să rămânem uniți și în toate să facem voia Lui. Amin. Amin. Ceea ce acea groapă nu va putea să îngroape în ziua de astăzi, sunt amintirile voastre, amintirile care vor renaște în voi, în inimile voastre, în familiile voastre, ceea ce sunt faptele fratelui Pricoche față de biserică, față de noi. Stau și mă gândesc, aproape în fiecare zi mă întâlneam cu el pe acel drum din fața construcției bisericii, aproape în fiecare zi. Îl cunosc de un frate bun, un frate de pace, un frate care ori de câte ori vorbeai cu el, rămânea izbit. De aceea și eu, cred ca și biserica sau ceilalți frați, simțim și noi o parte din această durere a voastră și de aceea am venit și noi astăzi și în zilele care au trecut să fim alături de voi. Dar poate prin cuvintele noastre, poate prin ceea ce am făcut, prin prezența noastră, n-am reușit să vă mângâiem sau să vă întărim. De aceea se spune de acum și până în veci. Amin. Doresc Amin. Să vă las două versete ca întăritură pentru această familie și în Ioan, în capitolul 11, versetul 25 și 26 spune astfel. Iisus a zis, nu eu, nu fratele Valiuț, nu nimeni care a vorbit în zilele acestea, aici cuvântul spune, Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. De aceea îi mulțumim Domnului pentru acest cuvânt. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Credem noi lucrul acesta? Se pune o întrebare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Mai e puțin, tot mai puțin, din timpul ce-a mai rămas. Încă puțin și voi pleca spre țărmul celălalt. Mă așteaptă frați, mă vor întâmpina, au sfârșit alergarea înaintea mea. Deci dragii voi revenia, dar mai mult decât orice ce altceva, Iisus mă va aștepta. Cât mi-am dorit un bun
sfârșit al vieții pământești. Încă alerg și mă îndrept spre slăbile cerești. Mă așteaptă, frați, mă vor întâmpina, al sfârșit alergarea înaintea mea. Pe cei dragi voi revedea, dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Un singur gând mi-a mai rămas, vreau să trăiesc frumos. Prin tot ce sunt, prin tot ce fac, să slăvesc pe Hristos. Mă așteaptă, frați, mă vor întâmpina, al sfârșit alergarea înaintea mea. Deși dragii voi revedea, dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze familia Mirăuța. Așa după cum se spunea de la bun început, suntem aici în grădina lacrimilor. Nu departe este mormântul. Și chiar și în aceste situații, printre lacrimi, chiar dacă vedem mormântul care va ocupa trupul neînsuflețit, iubită familie, aș dori din toată inima să vă încredeți în Dumnezeu. Pentru că nu este departe ziua aceea, după cum se spunea acasă, când trâmbița va suna, când morții vor învia nesupuși putrezirii și împreună îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte, îmbărbătați-vă inimile, pentru că uitați-vă dumneavoastră câți sunt împrăștiați pe la morminte și dacă toți am merge, fiecare avem unde să ne ducem și în inima fiecărui este dorința aceasta să vină ziua aceea minunată când să răsune trâmbița și cei ce au adormit în Hristos Domnul să învieze la viață, ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cu câteva cuvinte, Apostolul Pavel vroia să tragă atenția tuturor fraților de pe vremea aceea din Corint, dar și în această zi, noi care suntem aici, și anume, ne dă o garanție că se va întâmpla lucrul acesta 100%, dragii mei. Dar nu uitați condiția, în aceea zi, când va fi dezbrăcarea noastră și îmbrăcarea noastră cu ce este nemuritor, ne cere în această zi ceva, să veghem în fiecare zi, să nu ne dezbrace nimeni de Iisus Hristos Domnul. Vegheați, iubiții mei, în fiecare zi la viața dumneavoastră, pentru că uitați-vă, tot ce este în jurul nostru nu are altă dorință decât să te dezbrace și să mă dezbrace de Iisus Hristos.
bunuri, dar nu uitați, lumea aceasta urmărește în fiecare zi să te dezbrace, să fii mai slab, mai obișnuit cu toate lucrurile și să nu veghezi la viața ta. Doresc în această zi, Dumnezeu, să ne dea putere să ne cercetăm, pentru că nu se știe clipa când va fi să plecăm din lumea aceasta. De aceea, Dumnezeu, să ne dea putere să ne cercetăm. Rămân la aceste cuvinte dorind din toată inima. Dumnezeu să mângâie familia Mireuță. Încredeți-vă în Domnul. El a zis să plece acasă. El a dat ordinul acesta. Și eu mă întrebam când tatăl meu a plecat și eram un copil mai tânăr ca voi. De ce, Doamne, trebuie să rămân orfan de tată? Am putut să-l înțeleg. Veți înțelege și dumneavoastră, iubită familie, în scurgerea timpului ce va urma, că e mai bine pentru tată. Dumnezeu să vă întărească, să țineți la adevăr, să țineți la pocăință, pentru că numai în felul acesta avem făgăduința că ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Amin. Doresc ca Dumnezeu să fie slăvit prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să rostesc câteva cuvinte. Dumnezeu și-a făcut numele de slavă și în această zi și în serile de priveți. Eu nu vreau să aș vrea să vă mângâi, dar mângâierile noastre sunt mângâieri umane. Dacă mi-a fost vreodată greu să vorbesc, sunt momente ca acestea. Mi-e greu să vorbesc la priveri, mi-e greu să vorbesc la mormântări. Spunea fratele de la Suceava că bărbații plâng mai greu, eu plâng foarte ușor. Nu știu ce. Mă doare. Eram luni dimineață și un frate se oprește și zice, omori fratele precoce. Abia mi-e strâia în mână și am lăsat-o salul ce jos. Azi nu se poate. La câteva ore se opresc două femei. Și-o zis, nu-ți mai vine să faci nimic. Parcă nu mai ai chef de viață. Acum câteva zile am vorbit cu ea. Așa și suntem noi oameni. Suntem trecători. După ce am scăpat mistria jos, mi-am adus aminte că a fost vara aceasta mărturisirea de credință pentru botezuri. Iudita a venit în față, am întrebat-o cum o cheamă, s-a sculat fratele precope și i-a zis, sunteți de acord? Era foarte bucuros, a zis, n-am îndemnat-o, e dorința ei, Dumnezeu s-o binecuvânteze. Cu zâmbetul acela, parcă m-am despărțit luni dimineață. Eu știu că e greu, treceți prin această încercare, dar aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă mângâie. El este singurul care vă poate ajuta, așa cum spunea și fratele Vasile. Eu m-am despărțit și eu greu când a murit tata. Și știu că a plecat în lumea aceasta fără să-l cunoască. Dar dumneavoastră, familie dragă, ați avut un tată care vă învăța să vă rugați, vă învăța să mergeți la adunare. Pentru aceasta, în momentele acestea atât de grele, să fiți bucuroși. Dacă Domnul Iisus plângea în cimitirul din Betania și totuși în această zi sunteți atât de întristați și plângeți, am vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă ajute, pentru că spunea Apostolul Pavel că El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei, slăvit să fie Dumnezeu.
El vorbea de această dezbrăcare despre cortul acesta în care trăim noi în fiecare zi. Și apostolul Petru spunea, pentru că dezbrăcarea lui a venit deodată. Eu nu știu dacă avea 62 de ani. Dar Petru într-o zi vedeam aseară, frate, că erau deranjați la privire de muzica aceea. Dar în urmă cu 28 de ani eram și eu acolo și strigam și mă întorceam beat. Mă durea inima, pentru că numai Dumnezeu cheamă pe un om din întuneric la lumină. Și dacă în ziua aceasta frumoasă și tristă totodată pentru dumneavoastră vă despărțiți cu gândul acesta că într-o zi pe norii cerului ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri care au plecat. Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu rămân la aceste cuvinte și doresc ca Dumnezeu să lase această mângâiere. Spuneam în curte prin rugăciune. Pentru că s-au apropiat Costel de mine și au zis, tinerii aceștia au venit pentru că slujim împreună. Erau acasă? Erau în concediu, nu? Au venit special. De ce mult m-au marcat cuvintele acestea? Poate n-ai timp să lași munca. Poate n-ai timp să vii într-o seară la adunare sau la o casă de joale, poate n-ai timp. Dar tinerii aceștia să faci efortul acesta și să vii din Londra special pentru o zi în care vei vărsa lacrimi? Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care ați dorit în această zi să fiți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie și să vă dorească viața veșnică. Amen. Am vrea ca din nou cu lacrimi în ochi și eu și fiecare din noi să zicem că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt până în veci. Amin. Aș dori ca în momentele acestea, deși știu că nu-i prea mult, Dumnezeu să binecuvinteze această familie. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe Anica. Amin. Care bea acest pahar greu. Cuvinteze copiii aceștia, care sunt mari și frumoși. Domnul să-i binecuvinteze, că au rămas în credință, lăudați să fie numele Domnului. Te-am adus aminte și înghep în amintirile. Îmi spunea o mătușă de-a mea că verișorul meu Picochi a rămas orfan când avea 7 luni. 7 luni avea, el nu l-a cunoscut pe Ilarion, pe tatăl, nu. Cine a purtat de grijă lui Pricochi? Dumnezeu lăudați-i pe numele Domnului. Un orfan și o mamă vădă, dar Dumnezeu le-a purtat de grijă. Fie binecuvântat numele Domnului. De ce doresc ca Dumnezeu să ne ajute, să ne punem toată încrederea în El, orice s-ar întâmpla. Dumnezeu este cu noi, fie lăudat numele Domnului. Prorocul Ieremia, parcă cu sute de ani înainte, făcea o proroșie și spune așa, un țipăt se aude unde? În Rama, în Betlehem, dar ce-i? Plânset și voce. Un plâns fericit, dar ce este? Plânset și bocet, ca cum se auzi și astăzi în curte. Copiii plângeau, Anica plângea, dar un glas dumnezeiesc, un glas ieșa așa. Rahela își plângea copiii și nu voia, voia să fie mângâiată. Cine poate mângâia pe Anica? Pricochi nu mai este, e plecat la cele veșnice, slăbit să fie numele Domnului.
Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, să nu vi se tulbure inima, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ajută-ne la toți de aici și care nu sunt aici, să avem parte de acela loc pregătit. Că acesta se termină. Plânset și bocet. Rahela nu vrea să fie mângâiată. Copiii aceștia nu vor să fie mângâiați. Dar un glas dumnezeiesc așa, oprește-ți plânsul, Anică! Copilașilor, piciori dragi, fete dragi, opriți-vă plânsul! O spus Dumnezeu că truda ne va fi răsplătită. Truda vă va fi răsplătită, va fi încununată. Și așa cum spunea Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții lui, s-a uitat și a spus, mi-am sfârșit alergarea. Ce frumos se pot spune așa. Mă apropii când alergarea este gata. Am păzit ce, fraților? Am păzit credința. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce frumos, mi-am adus aminte. Fricotii m-a chemat, vine Vasilii. Vine verișoare și ajută-mă. O cumpărat ceva, beceauri. O zis o temelie. Primarul de atunci a spus, fă o casă frumoasă, nu mic, în centrul orașului. Tot ribicul eu zidea. Cine te-a ajutat să faci așa ceva? Cine te-a ajutat să-ți faci o casă, orfan? Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne ajuți. Iată ce-o trecut și acestea. Mă uitam primăvara asta, facea un gard frumos. Așa ca noi toți. M-am uitat gardul încât nu-i pus în față, s-o lăsat. Fiindcă toate aceste lucruri au să se treacă. Se trec, fraților. Apostolul Pavel spunea, rămân câte, fraților? Rămân ce nu se trece, aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am păzit credința, spunea Apostolul Pavel. Dumnezeu să ne ajute să păzim. Dacă ai păzit credința, te așteaptă ceva. Știi ce? Cununa neprihănirii Dumnezeu, că ne va da Dumnezeu în ziua aceea, spus Apostolul Pavel, mie, ci nu numai mie, ci tuturor acelor ce o iubice venirea Lui. Te așteptăm, Iisus, să vii. Vino și ajutem să păzim credința, să trăim în dragoste, în iubire, ca să avem parte de cea cununa neprihănirii. Domnul să ne ajute. Amin. Fratele Mihai Bilan, și el. Alături de frații care au vorbit, vreau să mă alătur și eu. Am simțit și simt o parcă o despărțire. Mi-aduc aminte că eram de față când s-a ridicat un proroc și a zis pentru Volovăț. Parcă o trecut fiori prin mine și a zis nu va trece mult și voi chema acasă un suflet, un bărbat. Și mă gândeam, îmi socoteam anii, îmi socoteam, mi-am făcut o dare de seamă și am zis, eu sunt. Mă gândeam, n-am spus la soție, ieșeam pe livadă și mă uitam și ziceam, măi, oare eu sunt? Mi-am făcut un bilanț al vieții și mă gândeam că, Doamne, și-am zis, Doamne, mai lasă-mă, mai am găsit ceva, mai era loc de pocăință. Dar uitați-vă la glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune Biblia că ne anunță prin robii săi proroci ce are de făcut. Și priviți, parcă n-ați fi vrut. Parcă nimeni de aici n-ar fi vrut aceste lucruri.
dar Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, noi suntem în călătorie, noi suntem în luptă aici pe pământ și mergem toți înspre țară, în țară, acolo, acasă la Domnul Iisus. Să știți dumneavoastră, noi pentru aceasta ne-am pocăit. Nu să moștenim pământul. Nu ne-am pocăit pentru asta. Și Domnul Iisus, știi ce-a zis? Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și eu mă voi întoarce. Dar la ce? Mă voi întoarce să vă iau și pe voi cu mine. Doamne, vino mai degrabă! Dar până atunci, noi plecăm pe rând, pe sărite câte unul. Dumnezeu cheamă acasă! Iisus cheamă acasă câte unul! Și acolo odată se va face adunarea tuturor sfinților care au făcut legământ cu Domnul Iisus prin botezul în apă și au trăit o viață după voia lui Dumnezeu. Să știți, parcă despărțirea e dureroasă, dar noi nu suntem nădejde că nu va trece mult și va veni Iisus, ne va lua pe noi și pe ei și vom fi iarăși împreună. Nu, nu va trece mult până atunci, dar până atunci vrem să ne apropiem de Dumnezeu, stimată familie îndoliată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem un cuvânt în Sfânta Scriptură care spune în felul următor: Domn Dumnezeu este ocrotitorul cui? A văduvei! Orice văduvă, Dumnezeu este ocrotitorul ei și copiii. Spune Biblia că Dumnezeu este tatăl orfanului. Vă încredințăm în mâna Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Domnul Iisus să te binecuvinteze. Două strofe de cântare. Suntem trecători, suntem călători, pornim înspre țara de zi. Oriunde am fi, oriunde ne-am găsit, nu va fi nici când că-n paradis. Acolo unde este țara promisă de Iisus. Suntem trecători, suntem călători, mai avem puțin de mers. Vom pleca spre univers. Acolo unde este țara promisă de Iisus. Cerul sfânt, patria dorită, țara cea de sus. Cred cu tărie că a fost planul lui Dumnezeu și totodată am o nădejde și avem o nădejde că într-o zi ne vom întâlni cu cel care ne-a învățat, cu cel care ne-a ținut pe brațe, cu cel care ne-a crescut, cu cel care a dus greul când poate noi nu știam ce era greu. Am mulțumire înainte lui Dumnezeu pentru că am avut o relație foarte strânsă, noi toți 8 frați, cu tata. Tata ne-a iubit și noi le-am iubit la fel de mult. Învățăturile lui le-am pus în inimă și chiar dacă au fost poate învățături, să spun așa, de bază, dar de fiecare dată vorbea cu noi cu seriozitate și de fiecare dată ne spunea să luăm aminte și
parcă au rămas întipărite în inima noastră. Vreau totodată să mulțumesc și dumneavoastră, bisericii, fraților care ați fost în zilele acestea cu noi împreună. Dumnezeu să vă răsplătească. Am simțit într-un fel mângâierea voastră. Ne-am simțit ca marea familie a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul răsplătirilor să vă răsplătească. Vreau să mulțumesc totodată fraților și colegilor mei de la Londra, care au venit de acolo, din Portsmouth, din orașul acela de unde suntem noi, unde muncim împreună, special pentru lucrarea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. A rămas marcat de faptul că și șeful meu, Mark Wells, împreună cu unul dintre contract manageri, Keith Whiteling, care sunt aici împreună, mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, le mulțumesc pentru că au fost cu mine. N-am crezut lucrul acesta, dar Dumnezeu să vă răsplătească și mai mult ca atât, mă rog, ca Dumnezeu să vă mântuiască și pe dumneavoastră. Oameni buni, am un mesaj pentru voi. Trăiți frumos. Trăiți în pace unii cu alții. Iubiți-vă, pentru că uitați-vă la Tatăl. Atâta este viața. Astăzi suntem și mâine nu. Dumnezeu să vă răsplătească. Dumnezeu să răsplătească și fraților de la ordine și tuturor celor care s-au implicat într-un fel sau în altul în slujire. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. La doi mascheriți de toată inima vă rugăm o rugăciune. Așezați-ne pe toți în brațul Domnului și, în mod special, Anica și copilașii aceștia. Ne închinăm înaintea Tatălui din ceruri, în nume de pricopie, Cel care a fost o rudă noastră, a fost un tată, familie, soț, a fost un frate de credință în biserică, un om cu care ne-am înțeles, ne despărțim, dar despărțirea noastră este vremelnică. Am vrea să te rugăm în această zi să binecuvintezi această familie, Doamne, te rugăm, binecuvintează copiii din Australia care nu au putut să vină la mormântarea tatei lor. Binecuvintează acolo unde sunt ei, Doamne. Binecuvintează frații de la Londra, cei care au venit să fie alături de această familie. Te rugăm să binecuvintezi întreg publicul care a participat la această întristare, la această despărțire. Răsplătește tuturor osteneala și cei ce au făcut-o în numele Domnului Iisus Hristos. Acum noi ne despărțim de pricopie, dar cu încrederea că va fi o zi a revenirii tale, Doamne Iisuse, o zi a învierii din morți, și atunci ne vom bucura pentru totdeauna. Binecuvintează familia aceasta, copiii care vor pleca de acasă, ocrotește în călătoriile lor, binecuvintează munca lor, să ferești de alte nenorociri, să le dai sănătate, binecuvintează-o pe Anica să rămână credincioasă, să rămână cu încrederea într-un Dumnezeu atotputernic. Binecuvântarea ta să rămână peste familia aceasta, peste publicul care o asistat astăzi și în serile de priveghi au fost alături de noi. Binecuvântarea ta, Dumnezeule, să rămână peste tot. Noi ne închinăm cu dăruire și îți dăm slavă, cinste și onoare Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Și eu vă mulțumesc din nou tuturor celor care ați avut această dragoste deosebită pentru familia Mereuță și ați dat ascultare lui Dumnezeu de a fi împreună cu familia Mereuță. Acum, dacă Pricopie ar vorbi, momentele acestea, cred, ar spune următoarele cuvinte. Anica, mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat de soție. Te-am iubit
mai iubit. Domnul ne-a dat 8 copii. Ne-a ajutat să-i creștem în frică de Domnul. Acum eu am plecat și vă spun tuturor, la revedere. Am ajuns într-un cer. Domnul să vă mângâie și cu aceste cuvinte, scumpă familia, pentru ultimele clipe, trupul nesuflețit a celui drag. Apoi se va acoperi sicriul și frații care se ocupă cu sicriul îl vor coborâ în sărână. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să rămână cu noi cu toți. Amin. Thank you.